Bagaj pentru călătoria zilnică Resurse educațională pentru clasa pregătitoare la disciplina dezvoltare personală Pe banca ta ai așezat un bilet de călătorie, pentru că de astăzi vei porni într-o călătorie specială alături de doamna învățătoare. Spre deosebire de călătoriile pe care le facem cu diferite mijloace de transport, pentru călătoria specială nu ai nevoie de acestea. Prima călătorie cu doamna învățătoare va dura mai multe luni și presupune să fii prezent la activitățile școlare. Așadar, acest bilet este valabil pentru acest an școlar, până vei termina clasa pregătitoare. De ce mai ai nevoie când pornești într-o călătorie? Așa este. Avem nevoie de un bagaj în care să îți așezi lucrurile necesare. Tu ce îți pui în bagajul tău când pleci în călătorie cu familia? În călătoria în care ai pornit cu doamna învățătoare, ai nevoie de un ghiozdan. Cu acesta vei veni la școală și el va conține mai multe lucruri: cărți și caiete, creioane colorate și acoarele, instrumente de scris care te vor ajuta să înveți mai ușor, să scrii, să calculezi, să pictezi, să cânți și multe alte lucruri interesante. Pentru a ști ce îți vei așeza în fiecare zi în ghiozdan, E important să știi ce activități vei face în acea zi la școală. Pentru asta ai nevoie de un orar. Orarul este un program pe care îl primești gata făcut la începutul anului școlar pentru zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri. Zilele în care ești cu doamna învățătoare și cu profesorii tăi în această călătorie specială, adică la școală. Clasa pregătitoare. Orarul tău săptămânal va conține următoarele materii: Matematică și explorarea mediului. La aceste activități vei învăța să calculezi și vei afla multe lucruri interesante despre mediul înconjurător. Comunicare în limba română, unde vei învăța să scrii și să citești. Muzică și mișcare, vei învăța cântece și jocuri noi. Arte vizuale și abilități practice. La această activitate vei desena sau vei picta, sau poate vei decupa și vei lipi. La dezvoltare personală vei face activități în care vei descoperi lucruri despre tine care te vor ajuta să te comporți frumos cu colegii și familia ta. La educație fizică vei face sport. Comunicare în limba modernă vei învăța să scrii și să vorbești într-o limbă străină. Cum este limba engleză, franceză, germană. Și vei mai avea religie. Pentru orele de educație fizică, limba străină și religie, alături de doamna învățătoare în călătorie, vor veni profesori care te vor ajuta să descoperi aceste discipline. Care dintre activități crezi că îți va plăcea cel mai mult? De ce crezi asta? Îți prezint acum un model de orar pentru clasa pregătitoare în care sunt incluse aceste activități. Analizează-l cu atenție și descoperă care sunt activitățile care se repetă. De exemplu, cartea este simbolul pentru orele de comunicare în limba română. Numărăm împreună câte ore sunt în orar la această materie într-o săptămână. 1, 2, 3. 4, 5. Observăm că ai comunicare în limba română în fiecare zi a săptămânii. Dar matematică: 1, 2, 3, 4. Așadar, sunt discipline cum este comunicarea în limba română pe care le poți avea zilnic în orar activități de matematică și explorarea mediului vei face de patru ori pe săptămână. Doar religie și limba străină ai o singură oră pe săptămână. E important să știm că pentru fiecare dintre aceste activități ai nevoie de rechizite și obiecte pe care să le așezi în ghiozdanul tău. Ce obiecte ai așezat tu în bagajul tău zilnic? Dacă mâine este marți, ce-ți-ai pune în ghiozdan, ținând cont de orarul propus? Ce activități sunt în orarul zilei de marți? Matematică și explorarea mediului, comunicare în limba română, muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice. Care crezi că sunt obiectele de care ai avea nevoie? Penar cu instrumente de scris, caietul cu pătrățele și cartea de matematică caietul cu linii și cartea de comunicare în limba română, creioane colorate sau acoarele și pensulă, foaie din blocul de desen, foarfecă și lipici. Acum te rog să desenezi pe maculatorul tău, folosind creioane colorate, obiectele de care crezi că ai nevoie la școală pentru activitățile de miercuri, de exemplu. La final, prezintele colegilor și doamnei învățătoare ce ai desenat. Nu te îngrijora dacă ai uitat să desenezi unul sau mai multe obiecte de care ai avea nevoie. Învățătoarea ta îți va aminti zilnic care sunt lucrurile necesare pentru fiecare activitate, pentru a-ți le așeza în funcție de orarul tău, în bagajul cu care călătorești în acest an școlar. Îți doresc o călătorie plăcută până la finalul clasei pregătitoare.